Mai departe un pic! Panică pe o stradă din județul Argeș. Un camion fără încărcătură a luat foc în mers pe DN7 în comuna Călinești. Șoferul a simțit un miros de plastic ars și a oprit imediat. Atunci a observat că focul a cuprins partea din spate a capului tractor și s-a extins cu repeziciune la remorcă, unde flăcările au ars o parte din aceasta. Pompierii au ajuns acolo, la fel și un echipaj smurd. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost una de natură electrică.